Dimineața, în lumina evenimentelor surprinzătoare din ultima vreme, începem să vedem tot mai clar că orice a început ca o criză, ca o neplăcere, se va sfârși ca o binecuvântare. Așadar, este înțelept să nu ne opunem schimbărilor și să ne lăsăm conduși pe calea care ne este predestinată. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Mulți nativi ar putea avea parte de un cutremur pe zona finanțelor. Este timpul să schimbi tactica când vine vorba de salariu, economii și surse de venit. Taur. Pentru mulți nativi, o despărțire devine inevitabilă, fie că e vorba de destrămarea unui parteneriat de business sau unul romantic. Acasă, situația este tensionată și pot fi multe discuții legate de cine să se mute și cine să rămână. Gemeni. Este momentul ideal să închizi un ciclu, să lași trecutul în urmă și să mergi mai departe. Nu este deloc înțelept să pui prea mare presiune pe tine și să te forțezi să preiei mai multe responsabilități decât poți duce. Rac. Ai putea stârni o adevărată revoluție dacă ești nemulțumit de cum ți se arată iubirea sau dacă un prieten te lasă baltă când ți-e lumea mai dragă. Totodată poți descoperi trădările, minciunile cuiva apropiat. Leu. În continuare, te așteaptă multe surprize pe plan profesional. Nu este exclus să-ți dai demisia sau să te orientezi către un nou domeniu. Dacă nu te mai regăsești în ceea ce faci, universul găsește o cale prin care să dai prioritate vocației tale. Fecioară. Adevărul iese la iveală sub forma unor informații sau vești șocante. Totodată este înțelept ca pentru o vreme să renunți la cheltuieli exorbitante, stil de viață extravagant și să faci altceva cu acei bani. Balanță. Universul pune lumina reflectoarelor pe sectorul veniturilor comune, băncilor, datoriilor, dar și al intimității. Alte balanțe au parte de o sarcină neașteptată sau cheltuieli neprevăzute. Scorpion. Oamenii din jur încep încet încet să-și dea rama pe față. În loc să le găsești scuze, analizează-le faptele cu sânge rece. Unii nativi s-ar putea să o ia pe un alt drum față de un partener, dar pe termen lung este cea mai potrivită alegere. Săgetător. Dacă un angajat decide să demisioneze sau ești pus în situația de a-l da afară, nu este nici de cum motiv să te îngrijorezi. Este doar o modalitate prin care vei atrage oameni mai potriviți. Capricorn. Dacă te-ai împărțit între mai multe flirturi și nu știai pe cine să alegi, acum îți propui să devii exclusiv. Unii nativi se simt copleșiți de concluziile la care ajung legat de copii, un proiect creativ sau o prietenie. Vărsător. Se poate întâmpla să fie nevoie să te muți brusc. Totodată se schimbă ceva legat de condițiile în care locuiești, se mută cineva de acasă sau apare un nou locatar. Pești. Mulți nativi pot primi și ei la rândul lor vești surprinzătoare în legătură cu un curs, o deplasare sau niște acte. Dacă simți că mesajul tău nu ajunge la interlocutor, că nu ești ascultat, izbucnești nervos. Acesta a fost horoscopul. Să aveți o zi minunată și plină de iubire. Mulțumesc!